ascultăm câteva cuvinte din epistola 2 Petru, capitolul 3. Voi citi de la versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? În care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați și stimate surori, mă alătur și eu celor care au vorbit înainte și, de altfel, fiecăruia dintre dumneavoastră, în aplicerile curate și mulțumirile către Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a arătat în acest loc și pentru strădania în cele legate de organizare făcută de frații din Biserica Betania. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Sunt bucuros să fiu în mijlocul dumneavoastră. Vă aduc cuvinte de salut din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, în care slujesc ca păstor, și din partea Institutului Teologic Pentecostal. Aș dori, în numele colegilor de la Institutul Pentecostal, să vă aduc un cuvânt de mulțumire pentru ceea ce dumneavoastră, comunitățile pentecostale din Statele Unite și Canada, Ați făcut în cursul vremii pentru școala noastră. Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Anii care au trecut au dovedit din plin deschiderea dumneavoastră și bunăvoința arătată acestei lucrări. Doresc să mulțumesc bisericilor, pastorilor, dumneavoastră celor care au susținut nominal studenți. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru dărnicia bogată făcută în această dimineață. Domnul să răsplătească pe fiecare dintre dumneavoastră. Amin! Urmează să împărtășim ultimul mesaj al acestei convenții. Vom vorbi despre pregătirea și așteptarea Bisericii. S-a vorbit mult și frumos și de la Domnul în aceste zile. Eu cred că există trei registre ale timpului. Există așa numitul timp cronologic, liniar, omogen, timpul de azi, de mâine, vremea. Apoi e ceea ce am putea numi timpul apocaliptic, Ziua de apoi, ziua judecății, e ziua mâniei, e ziua intervenției suverane a lui Dumnezeu în această istorie. Dar mai există un registru, timpul mesianic. Prin timpul mesianic aș înțelege timpul așteptării. E felul în care trăim în timpul cronologic pregătindu-ne pentru ziua de mâine. În seara aceasta, întâi vom vorbi despre așteptarea Bisericii, subliniind trei lucruri despre așteptarea Bisericii. Urmând ca în partea a doua să vorbim despre pregătirea Bisericii, accentuând de asemenea trei lucruri. Cu privire la așteptarea Bisericii, încă de la început, aș dori să afirm ceea ce de altfel știm toți. Biserica lui Dumnezeu este un popor care așteaptă. Țara noastră nu e aici. Destinul nostru nu e aici. Viziunea noastră nu e aici. Biserica este un popor care trăiește aici, dar așteaptă ceva ceva va avea doar acolo. Biserica este un popor care așteaptă. Pavel spune că așteptăm din ceruri ca mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos. Așteptăm fericita noastră nădejde. Așteptăm ceruri noi și pământ nou. Așteptarea bisericii nu este o așteptare nebuloasă. O așteptare visătorie, o așteptare nedefinită, vagă, neclară, difuză. Așteptarea Bisericii este concretă. Cei ce așteaptă știu ce așteaptă. Așteptarea noastră are un obiect. Așteptarea noastră este o speranță vie. Biserica așteaptă întâi să revină Isus. Biserica așteaptă apoi cer nou, împărtășirea cu împărăția viitoare slăvită a lui Dumnezeu, cu raiul lui Dumnezeu. Așa să zăbuvim un pic în zona aceasta. Biserica așteaptă revenirea Domnului nostru Hristos. Aceasta este speranța noastră. Domnul Iisus a spus să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul Isus a promis și Domnul Isus își ține promisiunea. Învățătura cu privire la revenirea Domnului este o învățătură profund biblică. Ascultați, vă rog. De 1527 de ori este menționat în Vechiul Testament. De 318 ori în Noul Testament. Ea este tema principală a 17 cărți din Vechiul Testament și Noul Testament. În Noul Testament, șapte din zece capitole fac referință la revenirea Domnului nostru. Iar din cele 8.000 de versete ale, ale Noului Testament, tot la 25 de versete se amintește venirea Domnului nostru. În Biblie, cu privire la prima venire, la întruparea Domnului Isus, avem 370 de profeții. Toate s-au împlinit. Iar cu privire la a doua sa venire, 380 care urmează să se împlinească. Iisus Hristos va reveni. Biblia spune că El va reveni în mod literal. Va reveni fizic. Revenirea lui Iisus Hristos nu este o metaforă. Revenirea Domnului nostru Hristos este o revenire reală, fizică. Noi Îl vom vedea și vom fi împreună cu El, slăvit să fie în numele Lui. Venirea lui va fi vizibilă. Iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Venirea lui va fi universală, nu va fi locală, nu va fi în taină. Venirea lui va fi publică, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Când el va veni, cei morți în Hristos vor învia. Vor ieși din morminte, iar cei vii, dacă vom fi și noi, să dea Dumnezeu să fie. Cei vii rămași în viață, credincioși în Domnul nostru Hristos, vor fi într-o clipă transformați în trupuri de slavă, ca și trupul slăvit al Domnului nostru Hristos. Și apoi, împreună cu cei în noi cei vii în viață atunci și transformați, vom forma un singur popor, și ne vom înălța întâmpinându-L pe Domnul nostru Isus Hristos în nori. Acolo va avea loc această reuniune și apoi împreună ne vom duce, cum spune Pavel, ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. Așa să vă întreb, când se vor întâmpla toate acestea? Ani au trecut, sutele de ani au trecut, două mii de ani au trecut. Vremea este aproape. Venirea Domnului odată realizată va lăsa în urma ei judecată și mânie. Auziți, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Domnul va veni. Venirea Lui este un adevăr slăvit să fie în numele Lui. Iar odată realizată venirea Domnului Hristos ca speranță a bisericii, a poporului Lui Dumnezeu, mai trebuie să spunem că biserica așteaptă împărtășirea cu împărăția slăvită a Lui Dumnezeu, un cer nou și un pământ nou. De asemenea, locul real nu e vorba de metaforă. Nu e vorba de ceva spiritualizat, nu e mit, nu e legendă, e realitate. În adevăr vom fi acolo, slăvit să fie Domnul. Raiul lui Dumnezeu este un loc real. Dumneavoastră cunoașteți învățătura cu privire la acest loc extraordinar. Promisiunea lui Dumnezeu. Un loc pregătit de Domnul Isus în dragoste, un loc în care, despre care se spune că este cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporului și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Oricât de mult ne-am sili, oricât de mult s-ar sili cineva să descrie ce poate fi acolo, ce este acolo, e de nedescris. Adevărate sunt cuvintele Scripturii care spun că lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut, Urechea omului nu le-a auzit și la mintea omului nu s-a usuit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care vor moșteni mântuirea. Asta așteaptă Biserica lui Dumnezeu. În Biblie observ, pe de o parte, strădania de a explica, de a releva, de a turna în limbaj omenesc ceea ce Dumnezeu a pregătit sunt atâtea profeții, atâtea imagini, atâtea descrieri în cărțile din Sfânta Scriptură. Toate acestea pun în evidență un efort extraordinar, supraomenesc, de a descrie ce este Raiul lui Dumnezeu. Ca după toată această descriere să se concludă spunându-se, n-am reușit să spunem nimic. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, Imaginația omului n-a putut concepe. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu. Și acolo vom ajunge noi. Aceea, da, va fi convenție. Toți slăviți să fie Domnul. Cum va fi oare acolo în împărăția slăvită a Domnului nostru Hristos? Oricât de mult am închipui. Nu vom reuși sub nicio formă. Când Apostolul Pavel spune că a fost răpit în rai și acolo a auzit, a văzut lucruri căruia, în dreptul cărora nu este permis omului să vorbească. Permiteți-mi să vă spun propria înțelegere. Nu că nu-i voie să vorbești, ci că nu poți să vorbești. Nu-i îngăduit, adică nu e capabil limbajul omenesc Poți descrie cu cuvintele gustul unui măr? Poți să-mi explici în vorbe, poți să-i explici unuia care în viața lui n-a mâncat o pară sau un măr, care e diferența dintre gustul unui măr și gustul unei pere? Explică-i cu vorba să înțeleagă. n cum, acestea sunt realități care nu pot fi exprimate. Dă-i un măr și va știi. Vom ști când vom fi acolo. Slăviți să fie Domnul! Biserica Domnului Hristos așteaptă revenirea lui Isus. biserica așteaptă cerul nou, slava lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu. Și dați-mi voi să spun, biserica așteaptă într-o stare de veghere. Așteptarea bisericii nu este o așteptare difuză, nu e așteptare în adormire, în ațipire, în lipsă de atenție. Așteptarea bisericii este o așteptare în trezire. Și aici apare o întrebare. Se potrivește cu tine? Biserica aceea pe care Iisus o va răpi, îl așteaptă cu sufletul la gură. Și dacă nu l-l aștepți așa, ai o problemă serioasă. Domnul nostru Hristos a spus, vegheați, eu vin curând. Iată, eu vin curând. Altădată, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Ca apoi Scriptura să se încheie zicând, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și unul treaz a zis, amin, vină Doamne Isuse, A fost apostolul Ioan care ne invită. Să fim așa. Venirea Domnului nostru Hristos este o venire iminentă și surprinzătoare. El va veni ca un hoț. E tulburătoare, e șocantă recurgerea la această comparație negativă. Venirea Domnului să fie asemănată cu un atac banditesc. Vine ca un hoț noaptea, de peste tine. Există două asemănări între venirea lui Isus și venirea unui hoț. Întâi este caracterul neașteptat, surprinzător al venirii Domnului, ca hoțul. Cine așteaptă să vină hoțul? Și vulnerabilitatea celui care e nepregătit. Astea sunt cele două puncte. Surpriza și vulnerabilitatea. Pe de altă parte există două diferențe majore. Când hoțul vine el vine să ia ce nu e a lui. Când Domnul vine, El vine să ia ce este a lui. Slăviți să fie Domnul. Dacă, asta e altă diferență, dacă nimeni nu își dorește să vină hoțul, biserica Domnului Iisus își dorește să vină Isus. E visul nostru, dorul nostru, dorința noastră. Să ne ajute Dumnezeu să fim gata. Și cu aceasta mergem la partea a doua a mesajului. Pregătirea noastră pentru venirea Domnului. Biserica este chemată să aștepte în pregătire, într-o stare de pregătire. Cuvântul lui Dumnezeu spune, deci, Fiindcă toate aceste lucruri, ordine acestei vieți se va strica, pământul și cerul va trece, tot ce știm și e stabil în această lume va dispărea, se va duce. Ca unii care știm că va veni un cer nou și un pământ nou pentru întreabă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, Domnul nostru a spus, și voi fiți gata. Căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Biserica lui Dumnezeu este chemată să se pregătească. Ce înseamnă oare să fim gata? Ce înseamnă oare să fim pregătiți? Permiteți-mi din multele și adevăratele lucruri spuse de scriptură care țin de pregătire. În seara aceasta să subliniez trei domenii foarte importante. Învățătura, lucrarea și morala. Trei domenii extrem de importante în care Biserica lui Dumnezeu e chemată să fie pregătită și în veghere să-l aștepte pe Hristos, păstrând adevărul, luptând pentru El slujind lui Dumnezeu în această lume. Biserica nu-L așteaptă pe Dumnezeu stând în gara istoriei, cu ochii pe cer să vină Iisus. Biserica îl așteaptă pe Iisus în ogor. Pregătirea ei înseamnă să stea cu fața la holdă și cu mintea în cer. Așa l-așteaptă pe Iisus. Și în sfințire. Să adâncim acestea cât vom putea. Întâi, în așteptarea venirii Domnului Biserica, trebuie să persevereze în învățătura sănătoasă, în credința curată, în adevărul revelat, că prin acesta am fost mântuiți și prin el ne vom duce mântuirea până la capăt. Altfel, zice Pavel, ați crezut degeaba. Mă doare să observ că sunt bărbați, sunt femei, sunt biserici în care altă dată ars lumina lui Isus. Și prin felul de învățătură și acolo devină predicatorii și păstorii lor. Ca să nu spun poporul, au pierdut curăția învățăturii sănătoase. Există cel puțin două fronturi, două a zice presiuni de pe două fronturi împotriva învățăturii sănătoase. Întâi este cel exterior, exprimat prin filozofia și cultura chipului acestui viac. Dintotdeauna această primejdie a existat. Dar cel Dios cu adevărat este cel din interior, spiritul lumesc. Frontul exterior e exterior și dacă e în afară, e în afară. Se numește chipul Viacului, o filozofie acestei lumi, o înțelegere acestei lumi. În aceste zile s-a vorbit foarte mult de orientările pe care Statele Unite, acest stat creștin, dar secularizat între timp, o are. Le are. Asta e frontul exterior, chipul Viacului. Nu va putea acest chip al viacului să ne facă niciun rău atâta timp cât frontul interior va fi apărat. Dar dacă cel interior este abandonat și acolo se așează ceea ce numim spiritul umesc, prin spiritul umesc eu înțeleg păcatul creștinilor, păcatul potrivit cărora ei creștinii, ei care pretind că sunt poporul lui Hristos, Biserica pentru care i-a pregătit raiul. Ei creștinii răscumpărați în Gerfa lui Isus. Păcatul lor de a permite ca mintea lor, sistemul lor de valori, prioritățile lor, înțelegerea lor, morala lor să fie modelate de chipul veacului. Asta e spiritul lumesc. Și aici este atentată, agresată învățătura sănătoasă a Domnului. Semnalez aici Câteva pericole majore. Întâi, pericolul liberalismului teologic și contestarea adevărului obiectiv, adevărului biblic. Liberalismul teologic despre el s-a spus mult, nu pretind că voi spune în seara aceasta ceva nou. În esență, liberalismul teologic pretinde că autoritatea supremă în materie de credință este rațiunea. Tot ce se armonizează cu rațiunea este de acceptat, tot ce trece dincolo de rațiune este mic și legendă și trebuie dat la o parte. Biblia a fost golită de factorul, de, de, de esența miraculoasă, credința în minuni a fost înlăturată, divinitatea Domnului Hristos negată, învierea lui negată, pusă la îndoială existența îngerilor, a demonilor, pusă la îndoială viața veșnică, pusă la îndoială existența iadului și a raiului luat în derâdere morala creștină, pusă sub semnul întrebării, lucrarea Duhului, liberalismul teologic, care s-a infiltrat întâi în universități, în universități creștine, în școli de teologie, ca apoi prin biserici și predicatori să agreseze și să ducă la negarea credinței în existența lui Dumnezeu, negarea autorității Bibliei în inima oamenilor, negarea valorilor morale. Și aici a fost mare problemă. Liberalismul, după ce s-a atins de autoritatea Scripturilor și l-a smuls pe, pe Dumnezeu din sufletul oamenilor, un pastor, un pastor liberal, trăia în păcat. Și a zis și a zis, Dumnezeu nu există. Dumnezeu este o idee frumoasă care face bine oamenilor. Asta. Morala a fost distrusă. Liberalismul a spus oamenilor că autoritatea în materie de morală este rațiunea lor. Fă ce-ți place. simte bine. Raportează-te la standardele care ți se potrivesc. Așa a apărut o nouă etică în care, dați-mi voi să punctez câteva lucruri, relațiile sexuale premaritale nu sunt păcate. Avortul, vorbim acum de o etică secularizată, avortul este o alternativă preferată. Relațiile sexuale extraconjugale sunt considerate normale. Mai în zilele trecute în Christian Today a apărut o știre legat de o carte publicată de o femeie ordinată păstor. Uite ce se întâmplă când sunt ordinate păstori. A scris o carte în care a vorbit despre adulter, relații sexuale extraconjugale ca fiind normale. Și a e predică. Divorțul. Supresiunea maselor Predicatorii au început să tacă. Recăsătoria nelegitimă și toate mânate de aceste răutăți. Ce să mai vorbim de plaga zilelor noastre? Considerarea relațiilor homosexuale ca ceva normal. Urciune. Și cu atât este mai grozav cu cât pastorii, episcopii, se declară cu mândrie homosexuali. Biserici acceptă să ordineze asemenea persoane. Știți ce este asta, stimați frați? Apostazie. Lepădare de credință și o bat jocoră pe obrazul Domnului nostru Hristos. Dar aceste vremuri de pe urmă, când alții calcă în picioare credința, biserica vie a Domnului Hristos este chemată să o apere cu prețul libertății. Dacă trebuie cu prețul libertății, dacă trebuie cu prețul vieții. Amin. Ce să mai vorbim? Pericolul din partea umanismului creștin, care a dus la divertisment religios în biserici. Închinătorii din aceste biserici care mustesc de gândire umanistă, nu se mai tem de Dumnezeu, ci își caută împlinirea propriilor dorințe sau pragmatismul care a făcut din biserică o piață. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Dați-mi voi să spun, stimați frați și estimate surori, că suntem chemați în aceste vremuri de pe urmă să apărăm învățătura sănătoasă a Domnului nostru Hristos și să nu cedăm nicio palmă. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Biserica apoi este chemată să-L aștepte pe Domnul Hristos cu o slujire sănătoasă, învățătură sănătoasă. Și mi-aș fi dorit să mai fi avut măcar un ceas să spun despre asta. Că văd atâta umanism în bisericile noastre Bisericile transformate în săl de spectacol și închinătorii. În consumatori. E dureros. Trebuie în aceste vremuri de pe urmă Biserica lui Dumnezeu să strălucească. Și eu cred că biserica pentecostală română din Statele Unite are ceva de oferit poporului american. Și trebuie să-i ofere. Și cu asta vorbim despre a doua responsabilitate a ei. Adică chemare sau stare de pregătire. Biserica lui Dumnezeu este chemată să îl aștepte pe Domnul cu o slujire sănătoasă. Pregătirea pentru venirea Domnului înseamnă să fim găsiți în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Fiecare este chemat să aibă o slujbă. Fiecare a primit de la Dumnezeu un dar. Pentru fiecare dintre noi există o misiune, un loc, o lucrare de făcut. Pe pământ suntem străini și călători, dar cum a zis Nicolae Steinhardt, nu turiști. Noi ni se cere să așteptăm slujind. Așteptarea nu este o formă de pasivitate, de emoție flască, de stat cu ochii pierduți în gara în care nu mai vine trenul. Biserica așteaptă în ogor, biserica așteaptă slujind. Noi nu ni se cere să fim ocupați cu așteptarea. Noi ni se cere să fim ocupați cu lucrarea și lucrând să așteptăm. Așa așteaptă biserica să vină mirele. Mi se cere să slujim. Stăpânul plecat în călătorie din pildele așteptării, lasă fiecărui slujitor lucrarea lui. Portarul trebuie să stea să aștepte. Slujitorul pus mare peste celelalte slugi trebuie să-și facă datoria. Și ce este interesant de observat este că Domnul Isus alege ca modele ale așteptării categoriile de jos. Modelele așteptării sunt categoriile de jos. Niște fete, domnișoare de onoare în anturajul unei mirese. Nu știe nimeni cum le cheamă. Un portar pe scara ierarhică a sclavilor, după înțelegerea greco-romană. Cel mai de jos sclav dintre sclavi era portarul. Și de jos. Mă gândesc că Isus a ales aceste categorii defavorizate pentru că a știut că ei cei de jos știu mai mult despre așteptare decât stăpânii și regii. Știu mult mai mult despre așteptare. Ei n-au agenda lor, ei așteaptă. Și așteaptă slujind cu ochii în zare că poate să vină oricând Domnul lor. Așa ne-a chemat Dumnezeu să așteptăm. Ni se cere să ne concentrăm pe acel lucru anume care ni s-a dat Ni se cere să fim găsiți făcând ceva, făcând potrivit cu chemarea noastră și cu slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat. Ni se cere să slujim în același timp detașați. Există un risc, riscul de a te lăsa prins în așteptare, prins în lucrare. Cumva ni se cere să ne detașăm, să stăm în acest viac cu gândul acel care va veni. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Dați-mi voi în acest moment al propovăduirii să ridic două întrebări grele. Am meditat mult în aceste zile și m-am rugat mult. Prima întrebare este, s-a despre misiunea bisericii. Care este misiunea bisericii pentecostale române în diaspora americană și canadiană, în mijlocul acestor două națiuni? Ce faceți în România știm și mulțumim frumos. De ați fi fost dumneavoastră am fi închis, poate Institutul Teologic. Știm ce faceți acolo. Dar vă întreb. Pentru poporul care va primit ce faceți. Pentru acești oameni care trăiesc o criză spirituală pe care dumneavoastră o vedeți mult mai bine decât reușesc eu să o văd ce face Biserica Română. Cred că de la această întrebare trebuie să pornească o viziune. Și apoi a doua întrebare grea. Ce face Biserica Pentecostală Română pentru copii, pentru adolescenți, pentru tinerii pe care îi iubim ca pe ochii noștri din cap și care nu mai visează românește. O fată a cântat o cântare tare frumoasă despre Părintele Ceresc. Nu m-am abținut, am mers să o felicit. Am întrebat-o dacă a înțeles, că da, dar înainte să le despărțim, m-a întrebat, și ce înseamnă cuvântul părinte? Frați și surori, dragi, avem o realitate pe care nu putem ignora. Copiii dumneavoastră născuți aici nu vorbesc limba română. Nepoții dumneavoastră nici atât. Înțelesurile fine ale învățăturii creștine nu poate să ajungă în inima lor, în limba pe care iubesc cel mai mult. Și dumneavoastră. Și atunci întreb ce e de făcut. Ei n-au Și nici nu e relevant să spunem cine are. Doar vedem problema. E suficient să o constatăm. E normal ca ei să vorbească în limba engleză. Dar e anormal ca noi să nu facem ceva. Ei se vor căsători, vor avea copii și în mod sigur copiii lor nu vor vorbi nici cât părinții lor. Pentru că vă întreb, dumneavoastră, copiii dumneavoastră vorbesc românește cât dumneavoastră. No. Și atunci ce vor face nepoții dumneavoastră? Nu pot să-mi refuz întrebarea călătorim prin frumoasele voastre comunități, biserice extraordinar de frumoase, care vor rezista generația acesteia. Ce va fi? Peste 30 de ani? 50 de ani? Eu cred că vor fi biserici de români și atunci. În final, suntem la 48-a convenție, nu? Vor fi și atunci biserici. Și vor fi frumoase. Dar mă doare să spun că nu vor fi cu nepoții dumneavoastră. Dacă nu se face ceva. Și cred că sunt două direcții. Întâi, se poate începe în mod sistematic, perseverent și cu sacrificiu și financiar, dacă trebuie, un program de învățare a limbii române. Asta se poate face. Să dea Dumnezeu să se poată. Varianta a doua este să sărim saltul cultural, pragul cultural și lingvistic și să predicăm în engleză. Ne-am câștigat prieteni cu afirmația aceasta. Vă rog frumos, nu, nu. E prea serios ce vorbim aici. Eu știu destul de puține ca să pot să spun ce ar trebui făcut. Dar dați-mi voi totuși să observ ceva. Trei momente din istoria poporului Israel două legate strict de ființa poporului Israel și unul de biserică. Când au venit din robia asiriană, după 70 de ani de robie, nu mai știau ebraica Bibliei. Ajunși în noua țară, în Israel, ei vorbeau aramaica acelor meleaguri. Ezra și Neemia au decis împreună cu alți înțelepți să traducă Biblia ebraică în limba aramaică. Asta au făcut. Ca poporul au ales între limbă și adevăr. Greu moment, dar n-au avut altă cale. La câteva sute bune de ani a apărut în spațiul grecesc o comunitate de evrei dar care nu mai știau nici aramaică. Vorbeau grecește. Aceste comunități aveau sinagogi de limbă greacă. În Alexandria s-a luat o decizie grozavă. Vom traduce scriptura ebraică în greacă. Când bătrânii de la Ierusalim au aflat acest lucru, s-au scandalizat atât de mult încât au considerat că este o slujbă pentru Dumnezeu să o ardă. le-a căzut în mână. Dar rezultatul curajos al acelui, acelei decizii a făcut ca în toată lumea grecească să fie sinagogi evrești, cu Tora, cu legile, cu legăturile cu Ierusalimul, cu tăierea împrejur și jerfele de peste an de la Ierusalim. Dar în grecește. Ciudat. Lecții ale istoriei. Când Pavel a vizitat, acolo a predicat Evanghelia și acolo a găsit evrei din tată și din mamă și evrei dintre greci și dintre romani dintre neamuri. Evrei dintre neamuri, prozeliți. Unde sunt membrii americani în bisericile noastre? Aici ar fi salt. Vă rog foarte frumos să-mi iertați îndrăzneala și să-mi iertați greșeala dacă e greșeală de a vă împărtăși povara mea. Sunt român, îmi iubesc poporul, îmi iubesc limba și aș vrea să văd biserici de români puternice vorbindu-se în limba română în ele. Dar mă uit la acești copii care n-au viitor în adunările noastre. Dacă ați greșit neînvățându-i românește, să nu greșiți mai departe, lăsându-i în seama altora care îi vor învăța ce vor vorea ei. Aceste lucruri le-am spus cu povară și cu drag în numele Domnului Isus. Pe de altă parte, dați-mi voi să spun că Biserica Domnului Hristos este chemată să vegheze, să se pregătească în așteptarea venirii lui Hristos cu o morală sănătoasă. De aceea, preiubiților, fiți gata, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Dumnezeu este sfânt. Voia Lui este sfințirea noastră. Biblia ne spune că în împărăția Lui Dumnezeu vor intra doar aceia care vor trăi în sfințenia Domnului nostru Hristos. Trăim vremuri în care poporul Lui Dumnezeu are nevoie de o trezire spirituală în vederea sfințirii. Sunt mulți oameni religioși, puțin sfinți. Din nefericire, stări de păcat, precum minciuna, fățărnicia, vorbirea de rău, mândria, consumul de alcool, fumatul, îmbuibarea, lipsa de etică în relațiile conjugale, cupluri care se inspiră din pornografie, masturbarea, lenevirea, gelozia, toate acestea au slăbit vâna poporului lui Dumnezeu. Se cere trezire și sfințire. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. La asta suntem chemați. E voia lui Dumnezeu ca în această vreme să o rupem cu, păgă, cu păcatul și să fim aproape de Domnul nostru Hristos. Cred că darul frumos pe care îl puteți face acestei națiuni este o comunitate sfântă, cu învățătură curată, care face misiunea ei. Misionarii noștri, dragi, pleacă în țări străine și muncesc pe coate, pe brânci, să învețe limba poporului și să vorbească acelui popor. De aici ar trebui învățat ceva. Statele Unite, poporul acesta are nevoie de etosul, de spiritualitatea, de vlaga pe care a pus-o Dumnezeu. Și să știți că nu avem de la noi, tot de la o avem. Dar am știut să o conservăm mai bine. Și trebuie să o retăm. Dumnezeu să lucreze. Aș merge spre încheiere. Aș vrea să vă întreb ceva. Venirea Domnului, stimați frați, ce spuneți? E o veste bună sau este o veste E o veste bună. V-aș propune un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă, vă rog, astăzi suntem 4 septembrie? 4 septembrie 2016. Imaginați-vă că răpirea bisericii ar fi pe 4 septembrie 2017, la încheierea Convenției de la Phoenix. <gri> să nu cumva cineva să înțeleagă că am spus așa ceva. <gri> Doar imaginați-vă, vă rog, că ar fi așa. Imaginați-vă că în clipa asta am fi în data de 5 septembrie 2017. Prima zi după răpire. În rai, cu Domnul, în slavă, printre îngeri, cu sfinții. Cum va fi? Ce bucurii, ce trăiri, ce împliniri, ce har. Prima zi după răpire. Imaginați-vă că am fi acum în anul 2517. Primii 500 de ani după răpire. 500 de ani. Deja între timp au trecut suficient de mulți ani ca să îi fi cunoscut pe nume pe toți îngerii, pe toți sfinții, să fi avut părătășie. Vom ști cum răsplătește Dumnezeu, cum binecuvântează, toate ne vor fi cunoscute și știute. Eu cred că în cer nu ne vom plictisi. Deși îl vom vedea așa cum este, îl vom cunoaște spre infinit în veșnicie. Acolo în Isaia 6, unde se zice Sfânt, 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 este Domnul. Când îngerii se închină în acest fel frumos, eu văd în asta hmm, uimirea lor. E ca o scară, Sfânt e Domnul. Și Dumnezeu le descoperă mai mult și noua Revelație îi face să se închine cu un nou strigăt. Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul. O bucurie care crește și nu se mai sfârșește. Crește și crește. Și noua descoperire te face să zici Aleluia! Și Dumnezeu îți dă înapoi o nouă descoperire care scoate din tine un nou strigă de uimire pentru, un alt, pentru o altă descoperire. Și uite așa, spre nesfârșit. Și când vom fi la jumatea veșnicie, dacă există o jumate, ne vom da seama că izvorul nesecat al lui Dumnezeu abia că a fost atins de noi. Asta e veșnicia. primii 500 de ani. Imaginați-vă, vă rog, că unii vor ajunge în iad. Primii 500 de ani în iad. Grozav. Chin. Plânsetul și scrâșnirea dinților. Perspectiva unei osânde eterne și au trecut doar 500 de ani. Imaginați-vă că Dumnezeu ar face deodată un lucru nou ar întoarce timpul. L-ar întoarce înapoi cu o iuțială ieșită din comun și din anul 2517 a face 2400, 2300, 2100, 2016. 2000... 4 septembrie. Și din rai te-ar aduce și te-ar pune exact unde te afli. Ține minte, dacă trăiești în păcat, te vei duce în iadă. Dacă trăiești în păcate, vei duce în iad. imaginează că de acolo te-ar scoate și te-ar pune pe bancă aici. La sfârșitul acestei serii. Și am ști cu toții că mai e un an. V-aș întreba ce ați face. Dacă este vreunul printre noi neîntors la credință, credeți că ar pleca de aici fără Hristos? Dacă e vreunul printre noi prins în legăturile păcatului, credeți că nu s-ar zmuci? Credeți că ar zice încă o dată și după aceea mă las? Nici de cum. Aș vrea în încheierea acestei serii să vă chem la rededicare pentru Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Iisus Hristos este Domnul nostru. El a murit pe cruce pentru noi. El a înviat din morți. E voia Lui ca niciunul dintre noi să nu piară, ci toți să avem viață veșnică. Iisus Hristos va reveni. E chiar la uși. Vândem în seara aceasta să ne rededicăm Domnului nostru Hristos. Vă chem în această seară să avem un moment în care să-i spunem Domnului, Doamne Iisuse, inima noastră ți aparține. Renoim legământul pe care l-am făcut cu tine. Ne rupem din cursele și legăturile a țipirii și a dormirii și a păcatului în care poate că unii au fost prinși. Să fie o seară, să fie un moment cu un nou început, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.